Cei care s-au născut în Zodia Gemenilor vor avea între 4 și 6 mai dimineața tot felul de impulsuri interioare, foarte greu de înțeles și uneori și foarte greu de acceptat. Întregul lor elambital și cheful de viață, și de afirmare, și de mișcare, și de distracție, și de dialog interuman, parcă este tras de niște sfori nevăzute, și ca și cum cineva tot. Iar băga la loc într-o cutie și le-ar limita felul de afirmare, felul de exprimare, ba chiar și felul de a trăi niște senzații, niște sentimente. Această uh, insistentă recuplare la un fel temperat, limitat sau cenzurat de a trăi, o să-mire și pe ei de unde și de ce toate acestea. Explicația este lungă, bogată, sigur, ea ar fi interesantă, dar complică foarte mult tipul nostru de dialog și de prezentare mediatică. O să spunem doar că există o logică în interiorul lor. Au idei interesante și bune, care însă acum se lovesc. De niște condiții exterioare pe care le sesizează cu foarte multă rapiditate. Și atunci, cum, se zice, cum spun copiii în unele jocuri la locomanda, uh, brusc renunță și își dau seama că nu este momentul potrivit să se afișeze într-un anume fel, să rostească un anume lucru, să se pună pe treabă într-o anume direcție și că mai bine este să aștepte momentul potrivit, să finiseze proiectul însuși, să se antreneze ori să se maturizeze. Este un soi de lecție de obiectivitate, de normalitate și de firesc foarte necesară pentru aceste perioade. Este vorba de niște gesturi foarte utile lor acum. Îi împiedică să greșească. Pe fond, Intervine și factorul lunii noi în zodia taurului, care introduce un alt tip de abordare. Poate că au avut în ultimile zile deja un avertisment, un semnal, cineva le-a tras atenția sau au ajuns singuri la concluzia că ce au făcut până acum nu este foarte bine. E de nota 8, de nota 9, dar nu e de nota 10. Și atunci această repliere este acceptată liber asumată de către aceste persoane. Între 6 mai dimineața și 8 mai la prânz, perioadă bună, luna le va traversa semnul zodiacal, vor fi veseli, degajați, destinși, dispuși să discute, ba chiar dispuși să facă tot felul de piruete cu persoanele cu care intră în contact în ceea ce se cheamă relații parteneriale îi abordează mai nonșalant pe aceea, nu îi iau chiar foarte în serios, nu îi tratează de sus, nu îi jignesc, doar că introduc o notă ușor volatilă, glumeață, ironică, vag, superioară așa, încât o serie de tensiuni ca relație interumană dispar. Și aceia cedează, îi mai umflă râsul și pe aceea, nu mai sunt atât de serioși și de crispați, nu mai sunt atât de riguroși și de încorsetați, nu mai sunt atât de suspicioși și de nemulțumiți și uh, se stabilește o punte de comunicare. Dar prima și singura condiție este să cadă jos niște măști false din punct de vedere social. De aici și posibilitatea de a se relua un dialog, dar nu. În termenii și pe problemele de până acum. De exemplu, dacă două persoane sunt certate și și-au tot spus una și alta, în această perioadă pot să discute, dar să se ironizeze unii pe alții, să glumească, dar niciodată să abordeze subiectul acela important fierbinte care i-a nemulțumit pe fiecare dintre ei. Pe 6 mai, Mercur va intra la rândul lui în Zodia Taurului, în sectorul casei A12, acolo unde tocmai spuneam că se petrec niște cenzuri interioare și niște temperări. Mercur va avea darul să intervină ca un factor care nuanțează sau care lămurește, care aduce o rază de lumină și consolidează această tendință. El operează așadar sinergic cu soarele și consolidează ceea ce a deschis, a declanșat, a instaurat luna nouă din 5 mai. Mai complicată este prezența planetei Mercur în Taur alături de Uranus în aceste prime zile pentru că această conjuncție poate să aducă și o răsturnare de mentalitate, de gândire, de atitudine brusc câte un nativ din Zodia Gemeni să-și schimbe părerea despre ceva. Fie să renunțe, fie să îmbrățișeze uh, o ipostază. Aici e pricină de oarecare furtună, de oarecare schimbare, dar uh, gemenii au putere de adaptare, așa încât vor trece și peste această ipostază. Între 8 mai după ora 12. Și 10 mai după amiaza, chestiuni legate de bani, mai ales de banii comuni, banii familiei sau veniturile care privesc și rudele, diferitele câștiguri care trebuie împărțite, administrate sau care doar trebuie să fie păstorite, vegheate ca ele să existe. Preocupări materiale destul de stingerite. De factori externi, și anume tot ceea ce trebuia vândut, împărțit, moștenit, judecat, alocat, dedicat și așa mai departe, nu poate să fie pus în aplicare pentru că se lovesc de niște termene, de așteptări, de amânări, de mersul hârtiilor, de reprezentanții unor instituții sau de atitudinea foarte ostilă și rigidă a câte unei persoane care face notă discordantă și indiferent ce soluții se propune, nu vrea, nu acceptă, nu înțelege, refuză să priceapă și să intre într-un curs firesc al lucrurilor. Nimeni nu câștigă. Toată lumea stă și așteaptă și se enervează din cauza acelei persoane, inclusiv cel născut în zodia gemenilor, care nu are asupra aceluia sau acelora niciun instrument de atac, nu are cum să-i convingă, nu are cum să-i intervină, nu are cum să-i provoace ca ei să-și iasă din acest tipar de ostilitate și negativism. Atenție la ceea ce poate să creeze, mai mult sau mai puțin uh, previzibil, planeta Marte, care transitează zodia Gemenilor și care se va afla în prima parte a acestei săptămâni, în celebra conjuncție la grad perfect de care vă vorbeam în ediția anterioară. Pe fond, Marte va rămâne în opoziție cu Jupiter întreaga săptămână. Gradul perfect presupune o acutizare maximum de întâlnire între cele două planete. Este o întâlnire cu o vocație deosebită. Ea poate să pună într-o ecuație care nu trebuie ignorată, ceea ce se spune ceea ce se rostește cu voce tare. Nu întotdeauna cuvintele sunt importante, nu întotdeauna ce spune o persoană chiar trebuie pus la inimă sau trebuie uh, transformat într-un reper și în permanență să te referi la acea, mă rog, afirmație, mărturisire, ca și cum ar fi text de lege. Ei, de data asta trebuie, pentru că acel punct de vedere rostit cu voce tare, este într-adevăr unul important, dar poate că nu este vorba de o persoană, poate că este vorba de un aspect juridic, poate că este vorba de o chestiune de legalitate, poate că este vorba de punctul de vedere al unei instituții care se exprimă prin intermediul unor răspunsuri oficiale, prin emiterea unor documente sau prin gesturile și măsurile pe care le iau angajații respective instituții care pun în aplicare. Statut vulnerabil. Vulnerabil și greu de estimat, al alunecos de la o clipă la alta, imprevizibil cu privire la felul în care se poate desfășura o ședință, dacă e vorba de proces, o anchetă, o depoziție, o declarație sau o intervenție dacă este vorba de grupuri de negociere. Pe fond, nu prea e rost de împăcare. Oricât s-ar discuta, lucrurile se complică pentru că apar în prim plan, ca foarte greoaie, o serie de premize legale, juridice, poate chiar și economice, care sunt puțin peste puterea sau capacitatea. De a decide, ori competența nativului. Și atunci acesta se vede în situația de a apela la un specialist, la un consultant, la un asistent, în funcție de natura situației, ceea ce iarăși amână lucrurile. Dar atenție la tot ceea ce se va spune în această perioadă, la tot ceea ce se va declara, ba chiar și la ceea ce are aspectul de prostie spusă la supărare, de așa zis sa vorbă în vânt de altă dată. Ei, zice, nu pune la inimă, nu-l lua în serios, a zis și el așa că era supărat și nervos. Nu, în această perioadă, îmi pare rău să vă spun, trebuie să contabilizați tot ce spun cei din preajma dumneavoastră. Nimic nu trebuie trecut cu vederea, nu zic să nu iertați și să vă supărați, ci să țineți minte și dacă nu prea țineți minte, notați într-un carnețel foarte, foarte exact. Contează și tonul, și mimica, și gesturile cu care este însoțit un astfel de uh, tip de dialog sau de mărturisire. Și veți vedea dacă omul era în largul lui sau era jenat, ori era rușinat, ori era disperat, ori era mânios, ori era suspect de sigur pe el ca și cum realitatea e alta și el deține cheia um, acelui secret și manipulează și controlează evoluția respectivei premize. Și atunci trebuie să vă întrebați ce știe, ce argumente are, pe ce se bazează, cine îl ajută, eventual cine îl manipulează, îl instrumentalizează și așa mai departe. Totul trebuie să fie foarte bine analizat, calculat și să se ajungă repede, repejor la o concluzie. Pentru că dacă ați observat ceva în neregulă și vă aduceți aminte la toamnă, a, despre asta era vorba, da, 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 na, zice, n-am fost atent. Păi nu e bine. Pentru că la vară sau la toamnă veți trece prin ipostazele prin care se trece acum, dar cu altă semnificație, cu altă conotație și cu alt preț. Degeaba vă uitați atunci când ați fost atenți. Toate aceste neatenții sau indiferențe sau superficialități se plătesc și nu toată lumea este în stare să treacă cu vederea pierderi bănești sau ratarea unei relații sau a unui contract sau a unei Ipostase care i-ar fi adus într-un loc pe care și-l doreau: să intre într-un colectiv, să fie acceptați într-un loc de muncă, să fie acceptați ca parteneri într-o construcție socioprofesională și așa mai departe.